2019, este legal constituită și își poate desfășura lucrările. La ședință participă un număr de 15 consilieri dintr-un total de 15. Conform înțelegerii anterioare, președintele de ședință se alege în ordine alfabetică. Această ședință a urmat să fie condusă de către domnul consilier Busuioc Ionel. Cine este pentru proiect? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, domnule secretar. La mulți ani pentru nouă ani, dragi colegi și cetățenilor Comunei Livet. Și trecem la ordinea de zi. Adresez întrebarea dacă s-a luat la cunoștință. Da, adresez întrebarea dacă s-a luat la cunoștință despre procesul verbal de la ședința anterioară. Dacă sunt elemente de adăugat. Cine este pentru? Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Deci domnul Busuioc, domnul președinte, Sulugiu Daniel, tot a fost absent. A fost absent, da, domnul Sulugiu Daniel. Deci? S-a abținut. Da. Deci cu 14 voturi pentru și cu abținere. Cine s-a abținut? Domnul Sulugiu Daniel. Ședința anterioară. Ordinea de zi. Pe ordinea de zi astăzi sunt 3. Inițial 3 și s-au adăugat încă 2 proiecte pe parcursul de astăzi. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unei subvenții din bugetul public local pentru finanțarea serviciului public de salubrizare. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea deviilor generale prin, acționari actualizarea privind cheltuielile pentru realizarea obiectivului de investiții în modernizare drumuri locale în comuna Livet, județul Bacău. Așa. 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea actului acționar numărul 3 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Managere a Deșeurilor Solide în județul Bacău. S-a adăugat încă 2. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actul acționar numărul 3, la contractul de concesionare pentru delegarea gestionării servicii de colectare și transport deșeul municipal în județul Bacău, numărul 180/2305/2357 din 06/05/2015 și aprobarea tarifelor modificate ale operatorului SC Rom Prest Servicii. Și mai e un proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului acționar numărul 1 la contractul de delegare prin concesionare a gestionării servicii de operare a instalației de deșeuri în județul Bacău, numărul 1078/1087 din 16/4/2018. Trecem la primul proiect, numărul 1. Dacă sunteți de acord cu proiectele respective, cine este pentru? Cu toate 5 puncte de pe ordinea de zi. Cu 15 voturi pentru, s-au aprobat cele 5 puncte pe ordinea de zi. Trecem la primul proiect. Proiect de hotărâre privind acordarea unei subvenții public local pentru finanțarea serviciului public de salubrizare. Dăm cuvântul domnului primar sau de ce... cine știe despre ce este vorba. Mulțumesc, domnului președinte. Astăzi avem invitat în ședința Consiliului Local pe consilierul primarului, domnul Crăciun Gioni. Este omul care ne reprezintă la toate ședințele de la Bacău, la ADIS. Și fiind informat pe această temă, o să ne prezinte exact situația cu ceea ce se întâmplă cu salubrizarea în comuna voastră și nu numai, în județul Bacău. Da. Da, mulțumesc, domnului primar, mulțumesc, domnule președinte. Îmi permit să stau la masă, cu această ocazie adresez și un gratulos la mulți ani dumneavoastră și tuturor cetățenilor comunii. Și să trecem la, treabă, cum se spune. Într-adevăr, proiectele de hotărâre de astăzi se referă la situația destul de complicată la care s-a ajuns în momentul de față în ceea ce privește colectarea deșeurilor din județul Bacău, dar ea poate deblocat cu voința tuturor administratorilor locale din județ. Suntem 94 sau 95 de unități administrative care facem parte din această asociație.
asociație, asociație înființată încă din anul 2007. După cum ați văzut și pe canalele media, în județul Bacău s-a ajuns la o situație de blocare a rampei de gunoi din județ, mai bine zis celula 2, care este gestionată în momentul de față de operatorul unic EcoSud, care datorită problemelor financiare înregistrate de către, în relația asociației și RomPress, aceștia nu și-au primit banii încă din luna iulie pentru ceea ce înseamnă depozitare. Această situație se datorează faptului că odată cu semnarea contractului între asociație și operatorul unic RomPress, acest contract a fost luat așa în derâdere de majoritatea membrilor asociației, iar de luni bune, chiar de un an jumătate, se tot bate monedă pe această problemă. Acest contract a fost semnat în baza numărului de locuitori care utilizează acest serviciu. Știm cu toții că, și am încercat cu toții să motivăm faptul că populația a scăzut foarte mult în județ, în fiecare localitate, dar din păcate contractul semnat este un contract, este un document în baza căruia s-au făcut niște calcule, dar aceste date au fost obținute de la Institutul de Statistică și sunt datele reale pe care țara noastră sau județul nostru funcționează. Nu putem să spunem că atunci când facem un recesământ și avem de câștigat proiecte pe fonduri europene sau, eu știu, finanțări sau bani de la guvern, să spunem că suntem mai mulți, iar în momentul în care trebuie să beneficiem de niște servicii și să dăm bani, să spunem că suntem mai puțini. Situația comunei Livezi este una, nu dintre cele mai disperate, putem să spunem, este una cât de cât fericită, pentru că diferența de populație nu este chiar atât de mare, cea raportată sau cea de la statistică cu ceea ce am raportat noi conform declarațiilor care s-au strâns la compartimentele taxe și impozite. Noi am fost prinși la statistică în momentul semnării contractului cu un număr de 4.100 de locuitori, din totalul de 5.300. Deci au luat în calcul faptul că aproximativ 1.100 de locuitori lipsesc sau nu locuiesc permanent în comună și s-a semnat contractul pentru 4.000 de locuitori. Conform declarațiilor strânse aici, la primărie, numărul este de 3.567 de locuitori. Sumă pentru care au fost colectate de către cei de la taxe și impozite și virate în conturile ADIS. Dar cu toate acestea a rămas o diferență de bani care s-a acumulat pe 2 ani de zile și primăria Livezi, conform numărul de populație, registrează o datorie de aproximativ 64.475 de lei, adică 650 de milioane de lei vechi, cumulată pe 2 ani de zile. Această datorie, v-am spus, provine de la diferența de număr de populație, de la 3.567 la 4.100 de locuitori. Condiția ca, vedeți că astăzi este prima zi din cei 2 ani de zile în care se colectează când, din păcate, mașina de gunoi nu a intrat în comuna Livezi. Asta este una din cauze, până când, în baza de date celor de la RomPress, nu vom apărea cu datoria lichidată sau achitată, mașina de gunoi nu va intra. Și situația se prezintă astfel în toate cele 65 de unități administrative care sunt membre în contractul cu RomPress, pentru că toți pentru unul, unul pentru toți. Sunt comune, de exemplu, vă dau comuna de lângă noi, Vârsănești, care are datorii zero și a achitat la sfârșitul anului, am înțeles, și a făcut ședința mai repede față de noi și a achitat la sfârșitul anului, are zero și mai sunt încă vreo 6 comune în județ, dar care, din păcate, datorită faptului că noi ceilalți l-am achitat, nici lor nu poate să le fie furnizat acest serviciu. Acest lucru s-a întâmplat și de aici a ieșit cea mai mare problemă, chiar și cu municipiul Bacău. Și municipiul Bacău este una dintre comunele în care, dintre orașele, municipiile care nu colectează RomPress, ei au contract cu altcineva, cu o altă societate, dar colectarea, depozitarea o face tot la rampa de gunoi. Din acest motiv că noi, ceilalți, nu ne-am plătit datoriile, ei plătindu-și datoriile la rândul lor, nu au putut intra la rampa de gunoi. Un lucru la fel de grav se întâmplă la Unești, care are o datorie de 27 de miliarde, știți foarte bine și am văzut și din declarație domnului primar, care s-a angajat că astăzi, ieri sau astăzi, să-și achite datoriile ca să poată să deblocheze această situație. Urmarea acestor discuții, în ultima ședință a Comitetului Director, care a fost alaltă,
Împreună cu președintele asociației, domnul președinte al Consiliului Județean Brașoveanu, s-a ajuns la concluzia că trebuie să ne achităm aceste datorii ca să facem serviciu funcțional și pentru asta trebuie să aprobăm aceste hotărâri ale Consiliilor Locale privind subvenționarea din partea unităților administrative. S-a tot tergiversat acest lucru pentru că această măsură putea fi luată mai de mult, dar unitățile administrative s-au temut de Curtea de Conturi, de alte autorități care ar fi putut să condamne guvernatorul principal de credite prin faptul că dă drumul la sume să nu știu face deturnare de fonduri. Nu, acest lucru este perfect legal, sunt județe în țară sau sunt unități administrative la nivelul capitalei, de exemplu, care subvenționează în parte acest serviciu, deci este perfect legal. În documentația care ați primit-o dumneavoastră, sunt documente de la Consiliul Concurenței, de la Curtea de Conturi, de la Prefectură, care spun că avem voie să subvenționăm. Așa cum știți, Comuna Livez a votat, dumneavoastră, Consiliul Local, într-o ședință anterioară, s-a aprobat un tarif de 6,82 de lei pe persoană. Am văzut în documentația și în expunerea de motive pentru punctul de astăzi a domnului primar și a domnului viceprimar în raportul de specialitate, că se propune ca să nu, și în folosul cetățenilor noștri, ca să nu fie totuși că la taxe și impozite, s-a văzut totuși o reticență în încasarea acestei taxe, considerându-se a fi una prea mare, și tocmai de asta cred că se poate veni în sprijinul cetățenilor să se subvenționeze o parte din această taxă stabilită, adică de la 6,82 de lei, conform proiectul de hotărâre de astăzi, cetățenii să plătească 5 lei, iar primăria să subvenționeze 1,82 lei de lei pentru fiecare. Deci s-ar mai ușura și povara pentru cetățeni și este perfect legal și pentru primărie să plătească acești bani. Din surse care cu siguranță vor veni, așa cum vin bani și din altă parte sau știu prin încasările une care se va face la nivelul primăriei, să poată fi achitată această taxă. Acum, nu este niciun secret că noi am mai făcut o subvenție, dacă vă aminte, în urmă cu 2 ani de zile, anticipând ceea ce se întâmplă. Deci, cu siguranță, dar fără intervenția primăriei, numai povara pe cetățean nu poate fi achitată, pentru că, așa cum simt, cunoaștem situația comunei noastre și cunoaștem și situația în care, sau eu știu de ce, nu se strâng 4.000 de declarate, 4.000 de cetățeni, pentru că întotdeauna se găsește câte un bătrân bolnav, câte o familie cu 12 copii și acolo trebuie să, cu acordul dumneavoastră, să intervii sau, nu știu, să ții lucrurile în frâu. Cam asta este situația despre acest proiect de hotărâre. Celelalte proiecte care vizează tot discuția despre ADIS au legătură unul cu altul. O să vedeți la documentul de poziție, acolo sunt niște modificări, tot în sensul bun al cuvântului și care le sprijine pe noi, sau societățile din comună, nu se va mai plăti direct la operator, se va face un contract cu primăria, va încasa primăria și acolo depinde de decizia dumneavoastră să stabiliți o taxă corectă și, așa cum se discuta și în anii de urmă, să nu fie apăsătoare pentru societatea care, cât de cât, mai și produce în comuna noastră. O să plătim din acest an, după ce se aprobă toate hotărârile astea în tot județul și se va vota și în adunarea generală, se va colecta și se va strânge banii la nivelul ADIS-ului în funcție de cantitățile pe care primăriile le vor trimite la rampa de gunoi. Adică acolo deja intrăm pe un alt palier. Trebuie să ne disciplinăm noi cu toții și prin aparatul de specialitate a primarului și cu sprijinul tuturor cetățenilor să încercăm să scădem cantitățile de gunoi care ajung la rampă, nu să le creștem. Că degeaba dăm noi subvenție 800 de milioane, strângem și de la oameni și ducem cantități enorme, punem bolovani sau punem crengați sau eu știu ce punem în mașinile de gunoi și cantitățile vor fi foarte mari și suma pe care trebuie să o dăm cu siguranță va fi foarte mare. Cu cât reușim să colectăm selectiv, cu cât reușim să încercăm să nu mai punem balast sau eu știu alte sumele vor fi mai mici pe care și poate vom ajunge la un moment, dat, în care oamenii o să înțeleagă, de la 5 lei să scădem la 4 lei, să nu ne urcăm în sus, să coborăm în jos, da? O să vedem. Da, cam asta e.
motivarea... Da, o întrebare, dar nu s-a ajunge la o discriminare între cetățenii care cu adevărat își plătesc bani datorii în față de instituția noastră și ceilalți care nu își plătesc sau nu și-au plătit niciodată? Da. Deci, cu siguranță... Cu privința noi. Cu siguranță, nu știu, asta ține de administrație, ca toată lumea să plătească, să plătească gunoiul. Eu, din ceea ce știu, și s-au făcut destule de mersuri pentru a se încasa în proporție cât mai mare. Acum nu spune că 100%. Nu știu, cred că ca să nu ajungi la o discriminare pentru unii. Sunt, într-adevăr, probleme. Unde sunt familii cu mulți copii. Tot vin cu tot felul de motivații. Eu știu din trecut, veneau, îți plecați. A fi plecat înseamnă să vii cu un document, să demonstrezi că ești plecat, că lipsești cel puțin 6 luni din țară sau din localitate, ca să poți să motivezi că, într-adevăr, nu ești în localitate. Oamenii încearcă, am venit, mă, să încerc, dacă merge, merge, dacă nu, na. Era de făcut un studiu, ca persoane care, familiile care depășesc mai multe persoane, 5-6 persoane, se plătească pe locuință. Eu... La cauze, deci, cu... Da, vă spun, nu știu, vedem câți bani se vor strânge și așa, bani scumpi. Începând de anul acesta, ADIS-ul nu va mai fi, sau Romprescu, nu va mai fi interesat de câte persoane avem noi. Nu va fi interesat de cantitatea care ajunge acum. Noi asta trebuie să plătim. Dacă noi nu încasăm de la cine trebuie sau ne strângem suma, e treaba noastră. Rămânem în... S-ar putea ca subvenția asta să fie mai mare, vă spun. Adică noi tot trebuie să plătim. Și vă dau un exemplu. Am raportat 3.567 de persoane, dar făcându-se o măsurătoare pe anul 2018, Comuna Liveza a depășit cu 106% cantitatea de gunoi dusă în ramă. Deci noi, pentru 3.600 de persoane, trebuia să ducem aproximativ 40 de tone pe lună și noi am dus 850 de tone pe an, adică cumva 80 și ceva de tone pe lună. Duceam în fiecare lună dublu cantității. Păi și ne-au spus și oamenii, domnule, stați o leacă, dar dumneavoastră spuneți că nu aveți populație. Dar acest gunoi de unde provine? Și știm cu toții de unde provine. Da. Știm, societățile dădeau pe zero, când venea mașina acasă pentru persoane, punea tot gunoiul acolo, școala scotea gunoiul, un singur contract la școală, biserica scoate gunoiul, nu plătește din biserica, gunoiul de pe marginea drumului care îl strângeam cu cei la 416, îl puneam tot în mașina de gunoi. E adevărat, ne-am făcut curățenie pe pârâie, pe marginea Taslău, dar acel gunoi s-a dus acolo și nu s-a contorizat nou, da, ca și comun. Deci de aici înainte trebuie să fim foarte atenți cu cantitățile care ajung în groapa de gunoi, pentru că totul e pe bani. Da, vă mulțumesc mult că v-ați ascultat. Da. Mulțumim, domnule consilier. Domnul consilier, domnul consilier, ați văzut că a punctat, el fiind reprezentantul nostru la toate ședințele care s-au ținut la ADIS la Bacău. Eu știam această problemă, noi a fost anunțat că astăzi nu o să ajungă mașina de gunoi în comună, dar nu numai în comuna noastră, în tot județul, toți cei care suntem în asociație, în ADIS, astăzi nu s-a ridicat gunoi. În orașe, în comune și... Ați văzut ce s-a întâmplat, exact cum punctați și domnul Crăciun. Și comunele care sunt pe zero, astăzi nu le ridică gunoi. Deci asta înseamnă asociația. Unul pentru toți și toți pentru unul. Deci aici trebuie noi să înțelegem și noi ca administrație și cetățenii și toți. Ați văzut cu actul adițional numărul 3 sau asta care ei și-au dat seama că de fapt cantitățile sunt mai mari decât cetățenii raportați de noi, de UAT-uri. Și în urma la Livescu și tot așa s-a făcut. Ei au mers după calculele făcute de statistică, când au venit în teritoriu, au găsit altceva. Este un lucru binevenit pentru cetățeni, eu spun cu subvenția, că putem să-i ajutăm cu diferența aia. Deci, până la urmă, cetățeanul din Comuna Livez va plăti cât a plătit și am plătit. Diferența o ținem noi. Încercăm anul ăsta să vedem care e și cum... Cine a măritat? Domnul Surgeu. Bun. Eu zic că este un lucru benefic, am găsit soluția să putem ajuta cetățenii și să mergem, ca acest contract să meargă în continuare, să putem să beneficiem de... Așa? Vedem până la sfârșitul anului. Dar noi trebuie să mergem, și administrația locală, dar și dumneavoastră ca și consilier local, să le spunem la cetățeni să nu mai
pună cantități sau greutăți sau balastru în loc de gunoi menajer. Aici ne-au îngrămădit ei cu cantitățile foarte mari. Deci vă dați seama, era dublu. Venea și mă spune, deci am fost la o ședință în care mi-a spus domnul primar, vreau să spuneți că aveți 3500, 3600 de cetățeni care plătesc gunoi în comună. Dar uitați la noi că vine când au scos fișele de cântar, deci figuram cu dublu față de cât avem. Și atunci, aici mai trebuie și fac abia la dumneavoastră să vorbim cu cetățenii, atât noi cât și dumneavoastră, cu cetățenii care aveți în zonă, să nu mai aruncăm cantități, că după aia o să ne regăsim la anul să plătim mult mai mult. Sau putem să reducem. Acum te ia pe un ateu. Da. Deci vin la comuna cu tare, ai dus atâta cantitate, atâta plătești. De asta vă zic, mare atenție și dacă suntem un pic uniți cu toții, o treburile o să meargă spre bine. Dar eu vă mulțumesc, îi mulțumesc că v-a dat domnului consilier. Domnul președinte, vă rog să... Da, o întrebare scurtă, domnule. Spune, domnule. Mi s-a spus că s-a dublat cantitatea de gunoi preconizată, deci s-a dublat, nu? În loc de 400, s-a 800. Bun. Da. De unde rezultă acest lucru? Pentru că ei nu cântăresc gunoi când le ia de la noi. Cântăresc la rampă de gunoi. Și cine îi crede? Aici întrebarea. Ați spus o întrebare foarte bună. Și cine îi crede? Eu am fost în luna iunie. Da, ați fost? Am fost cu mașina în stat când am îmbrăcat cetățenii. O zi între aia m-am ocupat, iau și consilieri care sunt eu personal. Deci am stat la fiecare bar, am îmbrăcat și am fost la șurul. Bun. Dar acolo, la Bacău, ne spune că se cântărește. Cine asistă din partea noastră? Nimeni. Deci nu ești tot. Dar tu trebuie să pun o persoană. Ei da, poate să spună că s-a trecat cantitatea. Da, vă rog, primar. Vă rog, dați voi să... Că ți-i tot legat într-o mașină. Da, avem reprezentat aici, domnul... Deci într-o mașină, da. Sunt mașini, mașina cea mică, gunoi presat, 18 toni, iar cea mai mare încarcă 27 de toni de gunoi. El se presează. Și în comuna Lipiez au fost dăți când a trebuit să mai experimenteze și cu mașina de la Sândureni. Vara, mă refer, când nu s-a umplut mașina de gunoi. Iar aceste cantități sunt monitorizate de către un reprezentant al asociației permanent. Avem un om al asociației care stă la rampa de gunoi și se facturează pe fiecare comună în parte. Așa vin facturile și pe fiecare cantitate în parte. Deci la rampa de gunoi un reprezentant al ADIS-ului, care este puternic de tot județul, participă la cântărirea acestor cantități. Iar noi la protecția mediului, lunar, ne vin documentele cu cantitățile de gunoi transmise de către comuna Lipiez pe fiecare săptămână în parte, fiecare de care în parte. Dacă vreți, puteți să chemați omul de la mediu să vedeți, vin cu centralizatoarele pe fiecare comună în parte. Deci, mașinile nu mai mică, dar pe mașinile este una mai mică, este una mai mică, dar e una e de 18 toni și una de 27 de toni, la capacitate maximă. Noi suntem obligați să credem, dar 45. N-am văzut. Ori cât plătim noi, cât ați putut mâine să cum? Păi 45 de toni pe gândul la mașină. Nu are capacitate de atâtea toni, asta e atât. Nu se duc la mașină. Nu am că sunt carte de fiecare dată. Nu am făcut 80 toni. Deci n-am spus că mașina pleacă de fiecare dată aia de 27 de toni la capacitate maximă. E posibil să plece numai 15 toni într-o ridicare. Dar sunt momente în care au plecat cu inima și așa poți să... 40 de toni fiecare săptămână. Deci, Nu, 80 de toni la o lună. 80 de toni la o lună. Duce la o lună. Sunt momente în care mașina pleacă la jumătate din capacitate, sunt momente în care pleacă plin, vara pleacă și plin, dar avem o situație în care am avut și 100 de tone în lunile de vară. 100 de tone pe lună. Din lună. Deci în anul 2017, comuna Lipiez a dus 860 de tone de gunoi la rampa de gunoi. Imaginați-vă că acest gunoi în anii din urmă era pe malul Cazdăului, pe malul Cureului, sau cine știe pe lumea. Corect ar fi când se termine de încarca gunoiul dintr-o comună să cântărească la fața locului. Și că eu n-am încredere în asta. Domnul Băzăne, vă spun pe domnul consilier, avem și reprezentantul asociației aici. Noi trebuie spus un lucru, că serviciul salubrizare este unul dintre cele mai importante servicii din comuna noastră.
poate a reușit cu această ocazie să eliberăm comuna din Bunoaie. Însă, mi-aduc aminte la ședința din urmă, sau la ultima sau penultima, nu știu dacă a fost dată să o vadă lumea, spunea domnul primar Sorin, Fichim, așa, că primăria și-a plătit gunoiul și ăștia la zero. Dar domnul primar așa a spus. Nu, noi e... Nu, noi e, da. Acum, ne trezim că avem datorii. Apoi domnul Gheorghiu supărat. Cine... De ce ai raportat că să vedem 4.000 și ceva de locuitori, dacă nu eram 3.000 ori? Iată să... Dar ce fel de gunoi să plătim noi? Pui, să plătim gunoi către cine? Către niște persoane inexistente? Asta e întrebarea mea. Eu, dumneavoastră, nu aveți care decât o cantitate. Dar nu este niciun motiv să-mi spuneți dumneavoastră că vezi, doamne, eram 4.100 și acum suntem 3.700. Asta nu este, asta nu este un motiv de a înțelege noi că trebuie să mărim taxele. Mai departe. Păi, luna trecută, sau tot la două luni, am votat domnul primar, cei care au votat. Cantitatea de gunoi pe fiecare persoană s-a ajuns la 680, da? Bun, m-am abținut și am fost împotrivă și am și comentat. Venim după două luni de zile și spune că revenim aproape la aceeași sumă, că a fost 4, stați un pic, stați că eu am înțeles. Revenim acum după și spunem așa că de fapt revenim la 5 lei, nu mai luăm 6,80 lei, da? Dar subvenționează primăria diferența de. Da? Așa am înțeles acum, da? Până la 6,80, da? A scrie aici. E ok? Bun. Dar de ce, domnule, să plătim noi? Pentru cei care, pentru primării care nu plătesc. Dumneavoastră spunea supra dumneavoastră că sunt comuni care nu au plătit deloc. Iar noi am fost la zi. Păi dacă ne înscriem într-o asociație, trebuie să respectăm regula asociației. Nu facem fiecare cum vrem. Eu asta înseamnă asociația, înseamnă că toți care se înregistrează acolo, trebuie să respecte niște reguli. Păi ce facem noi acum? Comunii plătesc în detrimentul celor care nu vor să plătească? Nu cumva această mișcare este cu iz electoral? Ce să le spunem la oameni de fapt? Băi, săracilor, știți, băi, voi nu puteți plăti, lasă plătim noi primărie. De unde să plătească domnul primar? Deci, tot cel care a plătit până acum să plătească în continuare și încurajăm o mare parte din oameni să nu plătească pentru că nu subvenționăm. Păi de ce nu mai plătesc dacă ar plătească? Că știu eu că primăria plătește. Și nu o să facă nimeni nimic. Deci chestia asta cu subvenția este o chestie care dă naștere la discuții și încurajează ca oamenii să nu plătească cu noi. Asta e punctul meu de vedere. Dacă aș ajuns aici. Am așa multe subiecte de dezvoltat și sper să le rezolv. Domnule, vorbim despre colectare selectivă. Păi, domnule Giori Căciu, nu te supăra. Noi colectăm gunoiul selectiv. Avem 3-4 tomberoane, da? Păi și când vine mașina, nu e amestecutată. Pentru ce punem noi în 3 tomberoane, că mașina care vine la poaia amestecă tot gunoiul? Nu? Nu am vreo spuneți. Singurul tomberoane care este pe satele alea 3, în care nu știu cine depune acolo, și atunci, când vine mașina, tot fierul, sticla și cu plastică, tot la unul depune. Păi să-și facă o ordine, domnule, asociația. Să-și aducă mașini, să pună în practică serviciul de salubrizare, să dea la fiecare cetățean în parte tomberon pentru hârtie, pentru sticlă sau pentru mai plastice. Și dacă în luna când se ia în tomberonul respectiv că vine și vede camera, să mă sancționeze, domnule. Dar asta, deci numai să vorbești despre selectarea gunoiului, dar de fapt nu faci nimic. Doar mai vorbim când și când la televizor, să ne aude aia la urmă, că o să fie de după la bătă, de fapt nu era cu nimic pentru selectarea gunoiului, la ora actuală. Asta e realitatea. Vreau să vă spun ceva, domnul primar. Și o spun că știți și dumneavoastră. Nu dau numele acelui de la loc și eu sunt de acesta. Doamne, plătesc oameni cu noi mai mult decât plătesc taxe de impozite la fel de... Pe tot ce înseamnă. Plătim mai mult cu noi decât plătim impozite pe clădiri, pe terenul și toate celelalte. Mi se pare prea mult. De unde să mai plătească omul, domnule? Gunoiul a depășit suma de bani care acoperă celelalte impozite care plătim la primărie. Mi se pare ceva anormal și incorrect. Ca să tot băgăm până în mâna buzunarul să-i luăm bani. Și venim acum și spunem, când ne spunem acum că, știi, noi am venit să ajutăm țărane, proprietare, nu le mai luăm 8 lei și 60 lei lor, ci le care subvenționăm. Gogoașa asta ce nu mai crede, domnul Sorin? Deci, nu te supăra. Nu cumva prostim oamenii ca să ce? Ca să creadă că noi suntem și ținem cu ei, nu e adevărat. Din punctul meu de vedere, mișcarea cu gunoiul este o nebuloasă care se întâmplă în asociația asta și care țin salubrizare, ei n-au reușit să-și pună lucrurile la punct și totul cade în spinarea oamenilor, plătind gunoi. Și mai e o chestie, am pus, punem problema și domnul Lungu.
Cine cântărește? Cine, cine dovedește nouă că s-a adunat în altă 80 de tone și în altă, și, în altă 100 de tone? Pentru că nimeni n-a vrut să explice, spune să fie, Dumnezeu să fie Dumnezeu, fraților, uitați, în luna asta atât s-a adunat, luna de data. Gata și cineva, să ne convingă, dar eu văd că așa este. Pentru că în 6 luni de iarnă, domnul Crăciun, nu s-a adună, se compensează iarna cu vara și eu sunt sigur că este o medie. Este o medie, nu se poate. Se plătește prea mult. Și mai e chestia asta. Acum două luni votăm 6, de două luni, acum ne trebuie la 5. Ce înseamnă? Despre ce vorbim acum? Ce votăm aici? N-avem ce să discutăm așa, ce să discutăm fiecare cu noi? În afară de faptul că cu noi este cel mai important lucru care se întâmplă cu salubrizarea. Eu spun că ar fi bine ca asociația să spună lucruri la punct și să fie noi, să fie credibil. Să nu ne trezăm în fiecare ședință că discutăm cu noi. Pentru că lor nu știu să rezolv problemele lor. Da. Parțial aș putea să-i răspund, domnule consilier, că totuși au pomenit numele meu. Da, am o listă, am o listă pe care o să vă dau să o citiți dumneavoastră, lista cu toți datornicii din, din județul Bacău, dar ca să audă toată lumea și să știți dumneavoastră de unde au plecat problemele. Problemele cele mai grave au plecat de la trei primării mari de orașe, care au încercat să furi Crăciuna. Și de fapt au furat-o și pe a noastră, au furat-o la toți. Poate Moinești are datorie către Adis, 44 de miliarde de lei. La fel au încercat să spună la oameni că nu trebuie să declare, că nu știu ce. De aici au plecat datoriile lor și problema în întreg Adisul. Dărmăneștiul 16 miliarde, Oneștiul 27 de miliarde, de la diferența de populație și l-a încercat de a tergiversa. Iată, până la urmă, executorii judecătorii nu s-au mai jucat cu noi. Că noi am crezut că merge așa. De aceea și noi am spus, domnule, dacă ăștia le-au mers, s-ar putea să ne meargă și la ăștia mai mici. Ei, din păcate nu au mers, mă prins pe toți acum. Și spun, domnule, am încheiat un contract și am revenit la ceea ce spunea dumneavoastră 4100. Nu am spus noi, domnul, de 4100. Am declarat noi. Conform Institutului de Statistică. Așa se ia să fac dar. Așa ne calculează și banii care vin la bugetul local. Așa ne calculează și când ne iau cu bani. Nu știu la statistică. Nu am declarat. Noi nu putem să vorba de ce să fim reali. Dați-mi mai luăm statistică. Dar nu pot, domnule. Eu m-am dus, am zis, domnule, asta e real. Că e 3567, că am început să-i numărăm la taxe. Păi știm, doar să știi că vă știm. Dar totuși, n-am avut ce face. Deci este un contract. Nu l-am semnat noi. Că nu mi-a chemat la asta. S-a semnat Adisul, președintele Consiliului Județean, care a fost împuternicit de tot, toate comunele județe, s-a semnat acest contract. Și dumneavoastră care reprezentați comunale veste. Este un caz, este un caz fericit că noi facem parte din comitetul director și va ști din lucrurile de acolo. Dar nu, deci lucrurile nu sunt chiar așa, adică și vis-a-vis de colectarea selectivă. În toate comunele s-au plantat acele, deocamdată, containere, galben, verde și albastru. Considerându-se că cetățenul după zona X se duce cu cartonul acolo, duce cu bidonul acolo, așa cum fac unii, au început să fac unii. Într-adevăr, în bela noastră, se regăsește tot felul de gunoi și se ia când se ia gunoi și se ia cu totul. Nu stă nimeni să scormonească în cubel. Dar e posibil să, începând de anul ăsta, să nu-ți mai ia cubel la loc să și plastic. Deci eu nu poate și ok. Și atunci când spunem noi că vine mașina o dată de săptămână și recoltează selectat gunoiul, el tot grămadă în plus. Nu, mașina vine separat pentru că... Nu vine să iei mașină, vine o mașină și ia gunoiul. Mașina vine separat, vine o dată pe lună și ia gunoiul din containerele selective, din galben, verde și albastru. Nu le ia o dată cu gunoiul de la cel menajer. Nu, domnul, eu ce spun acum? Că joia sau în ziua când... Joia vine și ia gunoiul menajer de la cubiera noastră. Și ziua când vine și ia gunoiul selectat, amestecă plasticul, fierul, șocul, tot. Nu mai este treaba noastră, pentru că el duc la rampa de sortare de la... Duc la rampa de sortare, că sunt rămâne de sortare la... Și atunci, de ce mai spune? Pune toate de rampa, așa doar tot voia. Deci să înțeleg, până la urmă, că se lecăra tot la nivel de rampa. Și nu facem noi. Raportăm la fondul de mediu cantitățile de gunoi selectiv care le ducem. Și vom fi obligați, probabil, va ține de noi, să luăm așa cum spuneți dumneavoastră, nu mai e treaba Adisului, să dăm cuvele din culori diferite la oameni. Aici va ține de noi. Noi ne vom trebui să gestionăm. Când e la cantitate, dacă vrem să scădem cantitatea de menajer, trebuie să colectăm selectiv. Și atunci o să luăm cuvele, să dăm la oameni și gunoi selectiv nu se mai plătește. Acel gunoi se dă și se lea aproape de geam. Mai că ar trebui să iei bani. Domnul, să aducem bubele la fiecare ieșire, decât să aruncăm, că sunt sigur că să facem mulți. Haideți să ne plătim datoria și facem urmă și urmă. Întrebare de dumneavoastră, tot să vedeți în comitet, comitia din directorul acolo. Vreau să vă spun, din ce motiv noi, oamenii vieți,
suntem neîndreptățiți, dar noi am plătit datoriile. Deci nu veniți să cu noi nou, și treaba avem noi cu noi, nici cu voi, nici am spus, mai avem 650 de ani, ce nu vreau cu noi, asta nu trebuie cum trebuie așa cu noi, cu noi eu fac, de cine? Păi da, dar stați o leasă. Să venim în toți, pentru în asociație. Toți? Toți pe cum vreau să ne plătim din locul acum, și noi. Și nu o să mai știu. Da, nu, da, nu s-o dus. Uitați, Băsănești apare cu zero. Noi apărem cu 650 de milioane, datoria veche. Domnul Sorugiu. Da. În primul rând, vreau să discute și nu se înțelege nimeni nimic. Nu mai grăgeam de 2 lei. E mai mult. Deci, o grăgeam. Deci, bine ne spune că noi avem o datorie. În luna octombrie, noiembrie, când a pus pe ordinea de zi mărirea taxelor, unii a spus să nu suntem la zi și trebuie să plătim. Nu mai poate că luăm o cantitate mare de lucruri și nu ne mai putem permite să luăm cu 4,80 lei cât aveam. Și să pun ne-a venit strict. Noi n-am putut să dezbatem, n-am dezbatut nici în public, nici absolut nimic, decât ne-a impus. Bineînțeles, domnul Ichim, mare majoritatea, a trecut cu 10, nu dați o tărere aici, este clară, 5 noi ne-am abținut. Dar mai vorbim în Consiliul Local și ne-a spus cineva că bate cineva, că asta e interesul lor, cum să vadă punctele care sunt. Vrea pentru cetățenii să fim în favorul lor. Deci așa, spune domnul Ichim, s-a spus la lui, că nu avem nicio datorie, nu avem nicio problemă. De asta mi-a difuzat ca să vadă că un cavalitate să impozi. Acum spune că subvenționăm. Ce subvenționăm la ora actuală? Că nu înțelegem. Spune că avem, domnul George, spune că avem 6 datorii. Acum noi venim că spune că sprijinim cetățenii în tot anul ăsta cu 1,82. Să nu înțelegem care este datoria domnului Ichim, că nu ne înțelegem. Nu, eu nu vorbesc. Vreau că el are... Eu până le-am explicat și ce. El este primarul, el este conducit. Deci el trebuie să ne zice, care este datorie, domnule? Că a spus că subvenționăm. Care este datorie? Le mințiți, domnule. Ce spuneți voi de fapt acum, vrăjeli de 2 lei? Dați bani la vas pe care noi nu-i avem. Nici măcar nu-i am prins în buget. Noi nu știm dacă ce sume o să avem. În loc să facem școli și ce-mi trebuie, cât îți promit, dumneavoastră vă interesează cu noi. În primul rând, n-ați ascultat niciodată ce a spus Consiliul Local. Domnule, cine dă gunoi? De ce nu vii și mi-l cântărești la fiecare poartă? Nu mai umblăm cu unul are 7. Da, domnule, este greu unul să aibă 7 copii să plătească o sumă de 7 lei pe lună. Este foarte greu. Poate omul ăla nu dă gunoi mai puțin. Îl taxezi la șocumul care are numai 2 persoane, tot mai mult caz. Faci o discriminare, amin, în primul rând, fiindcă n-ai ascultat niciodată. Unde vă spun că, domnul, ne-ați să fie la parte să ne... Domnul, te rupeți, gata, lăsați-mă ca să vorbim. Mă rog frumos, ascultați-o. Dumneata trebuie să ții măsurile și conține consiliile local. Nu mă ce vrei, tu și unii văzut dumneavoastră. Noi nu facem ce face lumea asta. Noi suntem la nivel. Lumea aia a spus, trăiesc 1.000 euro prin noi cu 200. A? Nu mă mai interesează treaba asta că trebuie să ne vezi nivelul de trai. Vă interesați că trebuie să stăm cu noi. Și în primul rând, cum ne minte? Spune că subvenționăm să plătim această datorie și să mai fim datori. Păi noi nu plătim această datorie. Noi subvenționăm 1.80 de fapt care l-am ridicat. Pentru tot anul în curs. Păi de ce stau niște bani deodată în curs? Că nu înțeleg. Că taxa asta dumneavoastră a spus-o, n-a pus-o noi. Nu mi-a pus-o nimeni pe lumea asta. Zic că dumneavoastră a spus-o în luna noiembrie. Și de ce nu ne lași să plătim total? Vii tu acum să recuperi bani. Nu cumva e o spălare de bani. Să dai tot banii înainte pentru totalul? Și spui tu că subvenționezi pentru oameni? Păi eu nici nu, domnule. Nu subvenționăm cu noi, domnule. Că nu interesează numai cu noi pe lumea asta. Interesează cum trăim în comun. Dar știi ce? Că așa trăim rău. Dar mai rău e că învățăm cu rău. Aici e problema, că din ce ne duceți mai spre rău. Nu e problema, că plătim și asta, nicio problemă. Dar din ce în ce puneți mai multe biruri. Fiindcă ați venit pe călare, pe numărul cuneva și nu știți decât gunoiul și știți să acuzați. Asta știu. Nu știți să faceți treabă că școala de la Poiana asta de 10 ani nu s-a mai finalizat. Sau că plouă la Prăjoa. De cine mai... Sau că nu mai este... Nu vă interesează. Și nu v-ați gândit să subvenționați un pic școala de la Poiana, să te numai, că începe de 12 ani. Nu, domnule, nu sunt bani acolo. Acolo, aici avem bani. Dar nici trebuie ca să vădeți acest proiect, să spui că nu avem bani. Noi nici măcar am luat bugetul pe anul 2019. De unde dăm noi banii ăștia? Și ce bani dăm pentru ce îi dăm până la urmă? Ori pentru datorii, ori pentru cetățeni. Explicați-mi. Deci față nu înțeleg, nu înțeleg. Explicați-mi. Cum dăm banii ăștia? Explicați-mi. Că noi eram pe zero. Aveam datorii sau nu aveam datorii? Ca să înțeleg, cum îmi răspund? Păi nu aveți, nu? Deci eu vrăjeam de pe ele. Că se venea raportul ăsta. Aici eu mă iau ce scrie, nu ce vrăjesc voi oamenii. Aici scrie clar. Plătim subvenții 1,82 de persoane. Pe persoane. Nu datorie, înseamnă că nu avem datorie. Deci noi ne-am făcut treaba ca ce vedeți. Noi suntem în... În parcursul spuneți dumneavoastră, în termen, sau strâns, cum vorbiți, că nu știu cum vorbiți. Mediu așa, interlop.
clepe care vor. Nu au clepe. Domnilor consilieri, eu v-aș propune să nu vă mai bateți în halul ăsta. Da. Pentru că, cu gunoiul, cum am spus, de vreo 3 ani în urmă, în toată țara, cel mai mari bătăi de cap pentru primării le dă, le face cu gunoi. Eu personal rămân la ceea ce s-o comunica prin televiziune. Că cele mai mari hoții se fac la gunoi în toată țara. Așa au spus prin televiziune de câteva ori. Eu rămân la aceeași idee. Nu îi putem controla, dar cândva se va întâmpla. Deci noi nu trebuie să ne sufocăm cu niște chestii și nici nu trebuie să suferim, cum a spus domnul Busioc și cu domnul primar. Dacă ăia n-au plătit, ex, suntem la asociație să suferim și noi. Eu cred că să bați cu biciul numai în calul care nu trage. Nu trebuie să dai și în cealaltă care cade în genul întregând. Sau să plătim datoria. Deci problema este următoarea. Cei de la Rompres și cei care la serviciu trebuie să ia, să ia seama de lucrul ăsta. Domnul Ofelea, să vă dăm ce vreau și eu să spun. Vă rog să confirm dacă toți să sponsorizăm. Sponsorizăm pentru toată lumea, nu numai pentru ăla că e sărac și pentru ăla că e bogat. Să fii pentru toți, aceea ce e aici. Să nu se înțeleagă, nu e sponsorizare, nu e civil nimic. Este o vrăjeală, ați dorit taxul, domnul Bucăreț, uitați ce ați dorit taxul. Noi suntem la... Și nu citiți bine acolo. Banul ăsta, domnule. Doamne, nu citiți bine. Nu ne sponsorizăm pe nimeni. Banul ăsta, să spune să sponsorizăm, să sponsorizăm pe toată lumea. Păi pe toată lumea, domnule, citiți bine. Doamne, toată lumea, domnule, toată lumea. Domnule, poate nu se mi-a explicat o dată. Domnule, la asta este numai cu 7 copii. Nu, domnule, vezi cum le mai înțeles? Domnule, eu am spus, dacă pe familia are mai mult de 7 copii, să poate... Acolo nu trebuia o subvenție. Acolo subvenție. Dar domnul Echim i-a dat exemple care nu în toate țările, europene nu se face. Acolo se putea da o subvenție. Domnule, mai bună, domnule. În luna noiembrie ați votat la 6,82 lei. Acum vreți să fiți 5 lei că ați spus o greșeală când mi-ați spus înăutați. Domnule, domnule, știți... Dar toți, domnule, 5 lei, deci cetățeanul urmă 80 de spetri primăria. Deci la toți, domnule. Păi și ce spui tu că pe unii și pe alte nu? Mi-ați spus că ăla are 5 copii și să-i sponsorizăm. Acolo, dacă vrem o sponsorizare, domnule. Nu înțeleg, domnule. Hai că nu înțeleg, domnule. Este altul planet. Comisia. Este altul planet. Comisia. Comisia numărul 2? Comisia numărul 3? Comisia numărul 3, domnule. Comisia numărul 3, având în vedere că proiectul este în baza mai multor legi și ordonanțe, sigur că noi dăm acces favorabil. Să punem la vot. Cine este pentru? Cine este pentru adoptarea acestui proiect de vot? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 voturi pentru. De 10 voturi pentru. Hai să vedem cine este, cine se abține. Eu? Cine este împotrivă? A, nu, abține, deci. Abține. Cine este împotrivă? Nu este nici. Nu e nimic. Bun. Abține. 1, 2, 3, 4, 5. Cu tine, nu? 5 abține. Hai să scriu individual fiecare. Deci, că... Nu așa. Da. Nu le-ați obligat să scoți. Cât domnul secretar își face calculul și numără voturile care sunt abținut și care sunt pentru, aș vrea să-i răspund domnul Sulugiu în legătură cu subvenția care se va... Deci subvenția începe de aici încolo. Deci nu plătim din urmă. Diferența sunt două luni care nu le-am plătit, eram în luna noiembrie, de atunci noi n-am mai plătit, era fost zero. Materialul a fost în fața dumneavoastră, că l-am pus la masă, ați văzut domnul Costa, eram la zero. Da, iar diferența până la 600 este populația care nu s-a regăsit în ea. Asta este datoria care o avem noi, la momentul de față. Păi, domnule, că ați înțeleg, de ce nu v-ați făcut treaba cu nu știu ce nu v-ați făcut treaba. Dar suntem 4.000 și aici am văzut, domnul Sărăziu spune că 3.167. Aici ești 3.500, să ai... 3.500, da. Domnul Sulugiu, mai trebuia să mă întrebați și culoarea au mașinile care ne jucă cu noi. Că ați început cu tonajul, cât în cap într-o mașină. Domnule, v-am întrebat. Dar vreau să vă aduc la cunoscut faptul că familiile care depășesc 7 ori
plătesc tot. Așa, plătesc tot. Dar acolo ar putea fi o subvenție. Într-adevăr, eu am 10 copii, eu nu pot să plătesc. Hai să facem un proiect de hotărâre. Asta, de ce mai de acord. Să spune familii cu număr. Cu un număr, dar nu. Păi să facem subvenții separat. Și vine cu un proiect de hotărâre. Și atunci... Domnule, ce vă mai pui o întrebare? Dacă nu sunt livrator... Numai să nu mă întrebați ce culoare au mașinile de la Aron Prescă, nu știu. Diferent. Ce să spun pentru la o subvenție? N-am înțeles. N-am înțeles. Deci ce l-ați făcut o subvenție de la 4.000 de locuri cât suntem raportați? Da. La 3.500 cât plătim eu acum așa. Ce l-ați făcut o subvenție diferențată? Pe de era de la domnule, nu mă distanță la fraiera. Domnule, eu vă întreb. E dumneavoastră că v-ați spus, domnule, ce primar bun sunt eu, domnule. De ce aveți, domnule, cu campanele? Eu vă întreb, este un lucru bun că diferența aia o ține primăria și nu plătește? Domnule, mai întreb o dată, cine vă-i taxă? Consiliul local, domnule. Domnule, a propunerea cui? Și care-i consiliul local? Păi, da, care-i consiliul local? Păi, o să o public eu, domnule. O votam majoritatea. Majoritatea o votat. Erau, deci prețurile au fost stabilite în interior asociației, domnule. Spuneți, dar cum a spus, cum spunea, trebuie să primeze și primul mai nu-i batem, domnule. Noi nu batem oamenii primării cum ai văzut dumneavoastră. Dar vreți să dau și un mic cât mai văzut oamenii primării? Nu știi? Eu o să cer permisiunea la acea persoană ca să din jur care ai văzut în primării. Să cer permisiunea acea persoană. Și o să o confirm. A fost de față când ai văzut oamenii primării. Aprobarea deciziilor generale actualizate prin cheltuielile pentru realizarea obiectivelor de investiții, modernizare drumuri locale în comuna Livezi, județul Bacău, pe o lungime de 4,637 de km prin Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL pentru anul 2019 ca obiectiv de investiții în derulare sau în desfășurare. Domnul primar, în ce costă proiectul ăsta? Proiectul... Vedeți, acolo aveți și kilometri de drum. Continuarea la lucrările care s-au derulat în 2008. Ministerul ne-a cerut... Stimați colegi! Pentru alocarea fondurilor. Pentru alocarea fondurilor. Vreți la vot, nu mă interes. Comisiile. Comisia numărul 1, favorabil. Numărul 2, favorabil. Numărul 3? La proiectul 2? Să punem la vot? Proiectul 2? Da! Vă ascult! Proiectul este în derulare. Domnul Solin, deci acest program s-a făcut derulare astăzi. În derulare, da. Câți bani s-au cheltuit și câți bani mai trebuie? Domnul, te lași pe... Cât costă investiția propriu-zisă? Ce valoare are investiția? Da. Da. Deci este următorul proiect. PNDL 1 este, am reziliat contractul și este în derulare. PNDL 2, deci am făcut, deci PNDL 2, am fost în stadiu de proiectare, acum trebuie să dăm devizele actualizate la Ministerul Dezvoltării. Ce trebuie să... Tot am valoare investiției din... Dar lasă-mă să spun eu! Să nu am făcut 5.347. Ce am luat 5.000 de ce? Totalul investiției. 5.000 lei? Nu, 5.000 de... 5.347.000 de lei. Câți bani s-au cheltuit, domnule? Deci acum am cheltuit numai de proiectare. Deci am făcut proiectul și acum trebuie să dăm devizele actualizate la Minister ca să le aprob. Da? Și PNDL-ul de ce nu mai duce la finalizare? Am dat bani din... Ce faci? ...din local. Am dat bani pentru să facă podiețul ăla. Am adus stupuri. Cum vreau să primim? Mai continuăm un domnul de la Prăjoaia? Nu vreau să primim, domnule. Trebuie să ducă zăvara asta și continuăm. Da, domnule. Cât care zăvara să mai ducă? Când nici măcar nu te zăpezești. Când îți mai duc zăpadă? Că facem noi punct. Păi are firmă, mă, are firmă. Are firmă. El te zăpezești după ce te zăpezești unul. Asta face. A fost o problemă. El vine totdeauna după ce facem noi. Deci să înțeleg că programul pe PNDL 1 nu s-a terminat, este în derulare. Și votăm acum PNDL 2 pe finanțare, da? Deci a început programul ăsta pe PNDL 1, domnule primar, de mai bine din 4 ani de zile. Și o să mai ducem încă 4 ani de zile și tot am menținut lumea asta că o să facem. Și așa, exact ce se întâmplă la nivel național cu investițiile de drumuri, școli și spitale, așa se întâmplă jos aici. Când nu mai trezim noi odată în lumea asta, nu știu, domnule. Sper ca minoritatea asta care tot vorbește în Consiliu să mai fie ascultată, să înțeleagă lumea că
trebuie să terminăm cu barbarogia și cu minciuna asta care se propagă în țara, de numai îi mai insulă de la televizor, numai prostii de la televizorul ăsta. Mă știi care zic. Economic. Este o rușine, domnule, ce faci. Nici măcar n-am făcut, nici nu știi cât am investit pe netele 1 care spune că o face. Nici măcar nu știi cât am subvenționat primăria. Știi că am subvenționat și noi? Cum zic? Cât domnule? Ce, dar ce facem noi, domnule, ce am subvenționat, știți? Nu știu, domnule, nu mă mai interesa. Stați acolo că n-ar primul lucru, va? Și mă fac prima. Ah, nu știu, domnule, răspundeți, dacă știți. Că am subvenționat și noi. Și pentru ce? Dacă știți. Nu, Nu mă rei. Eu sunt de acord că investim. Facem drumul, e comun. Facem campanie de comun. Facem drumul, mă. Nu putem turna acolo pe zăpadă. Nu mă stau. Dar nu măcar să facem campanie. 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 Am reacționat numărul 3 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Asta e tot cu adisul, așa, Comisia. Comisia 1, favorabil. Comisia 2? Favorabil. Supune la vot. Cine este pentru? Vă rog frumos să ridicați mâna. Am ascultat, acum ați votat. Aici Este făcut treaba. Da, e corect. E corect. Proiectul numărul 4, care l-am luat. Aici la buget. La buget. Proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea actului acționar numărul 3 la contractul de concesionare pentru delegarea gestionării servicii de colectare și transport de deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2357 din 06/05/2015 și aprobarea tarifelor modificate ale operatorului Secerom Press Servicii. Asta este numărul 4. Da, numărul 4, da. Comisie. Comisia de specialitate. Comisia numărul 1 favorabil. Numărul 1 favorabil. Consiliul local. Vot. Cine este pentru? Nu, avem un comentariu. E un comentariu. Prețul este care se adresează la de asociație, se adresează la asociație, da? Este de toți primari, da? Prin faptul că toată lumea spune exact ceea ce a spus noi, că nu suntem 4.100, suntem numai 3.000. Bun, și dumneavoastră, dacă sunteți forul conducător ca doar de ce să conduce, nu poți să mă nimeni. Deci nu v-ați legat firmul domnule, așa, pentru că noi atât, hai să plecăm de prietate. Acum să ne legăm. La momentul ăsta plecăm. Să ne legăm după ce ne-am făcut și dăm 6.000. Abia acum să ne legăm. Deci după atâta discuții și atâta discuții, cum vedeți dumneavoastră aici, așa sunt discuții nici la bani. Bun, dar după atâta timp să ajungă acolo, domnule, nu găsim populația. Gunoi avem. Haideți să renunțăm la populație și atunci să luăm cantitățile reale din noi și să plătim. Dar ceea ce s-a făcut până acum conform contractului trebuie plătit. Asta mă, să trebuie acum. Deci de aici acolo plătești. Dar dacă noi cine am plătit nicio treabă. N-ai ce să... Dacă noi am dat mai mult, să gândim... Ce să iei banii înapoi? Dacă consider că ai dat mai mult și nu ți-ai populația face așa, poți să dai în judecată să-ți recupere sumele. Dar acum aveți ocazia. Singura ocazie avem în comisia noastră, în primăria noastră, o persoană care ne reprezintă comuna prin dispoziția noastră. Reprezintă comuna prin primat. Nu, nu prin primat. Primarii reprezintă din Florin. Noi eram un puternicit și am un deja. Dar nu mai vorbim. Domnul este, face toate comitetele.
să vă înțelegeți. Ce se facă? Proștii de. Practic. Bine, comitetul de director face parte din ce după. Nu, ia vot. Nu, practic. Comitetul de director este forul de conducere al asociației. Nu trebuie bani, nu trebuie bani. Stați un pic, că banii dă, se votează de către primar care îi putea nici noi. Bine, v-ați la celor dreptul la vot. Respectați ceea ce votează. Așa e frumos. Dar ce mai discutăm? El ne reprezintă la comunitate, sunt vina pe altcineva. Nu încercați să vină pe altcineva. Puteți să vă duceți, puteți să vă la următoarea... Dar știu mai bine, dar a fost, eu am fost atunci. A fost să vă mulțumim. Am avut discuții multe acolo. Da, e dar sunt ce sunt. Au, supui la vot. Cine este pe toți 15 voturi pentru. Proiectul numărul 5 a apărut ultima sută de metri. Proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului național numărul 1 la contractul de delegare prin concesionare a gestionării serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, numărul 1000. Alo, domnul consilier. Să dezliber. Așa, numărul 1078/1087 din 16.04.2018. Ce reprezintă? Ce mi-ați trimis cotărâri din Consiliul Local la ședința de pe 28? În ce constă, domnul primar, proiectul numărul 5? Cu deșeuri... E aceeași treabă. Domnul consilier, la proiectul numărul 5 aveți ceva de obiectat? Știți ceva? Parcă sunteți în comisia și... Nu are ce da. Acest proiect a venit ulterior. Da. E o modificare la actul adițional încheiat cu operatorul de depozitare de deșeuri, care la fel se va supune în aprobarea adunării generale la județul. Trebuie strânse toate hotărârile la toate comunele ca să meargă mai departe și să semneze acest acolo noi puternicim o persoană care da. Reprezintă acolo, care votează original. Pentru noi. Acea persoană l-a jucat, să știe cine, domnul Echim Sucer, să ne spună ce se întâmplă acum, băi, frate, asta e cu domnul Echim. Dar domnul Echim are delegare, posibilitatea să-ți delege, să știe, de ce nu se poate. Dar el, prin dispoziții, poate să delege, Comisia numărul 1, Comisia numărul 2, Comisia numărul 3, supune la vot. Domnul consilier, cine este pe? Că nu vă mai invităm pe aici des. Eu oricum am trebuit. Eu și spun că vreau să mă filmez, vă dați. Da? Și cu toate astea, domnule primar, vreau să vă aduc ceva la cunoștință. În ultima perioadă, cum căzut zăpada asta cu mine, drumurile știți cum sunt. Așa este, că e zăpadă, săceturile. Așa. Aș vrea ca să vă aduc la cunoștință faptul că pe Valearea, e foarte greu. E foarte greu de mers. A fost și ambulanța, a rămas acolo. Trimiteți pe cineva, avem persoane angajate, avem persoane. Trimiți să facă un pic acolo, pentru că nu se mai poate circula. E în zona epidemiată. Da, zona epidemiată, care v-am spus. E sub orice critică. Adevărul că, vreau să zic, eu aș fi trimite doi oameni, hai să căutăm un tub. Dar nu așa. Acum nu poți să faci. Nu, după ce s-a încercat să băgați un tub ceva, un dren, un dren și asta este, trebuie făcut ceva pentru că... Acum în momentul din față, deci a trimis și oameni. O spart de imediat că e zvor, a fost ambulanța, a zburat acolo și chiar am știut. Da, eu am trimis și eu. Am trimis eu, mașină de la primărie. Da, foarte greu. Curent? Deci săptămâna viitoare va fi o revizie în toată comuna. Problema este, știți ce se întâmplă? Am vorbit cu băieții care ne fac mentenanța. Nu poate să ajungi din cauza zăpezii pe lasă, nu poate să ajungi cu PRB-ul, nu au acces. Blochează drumul, fiind înguste cu zăpada de pe margine, mai trage PRB-ul să calează și începe să schimbi becul, blochează circulația. Din săptămâna care vine, poate,
Oricum trebuie făcut o revizie în toată comuna. Sunt probleme peste tot, numai în Poiana. Dar pe urmă, așa nu sunt probleme majore, sunt probleme minore care puteți să le faceți cu ce avem noi tot aici. Nu, nu, nu. Deci la chestia ai, cu iluminatul public și la curent, nu putem primi calitate pentru că trebuie oameni autorizați care să... Spuneți, domnul. Referitor la subiectul cu noi, trebuie să recunoaștem toată lumea, cum la le vezi, ca și altele arată mai curate. Este un lucru mai bun, mai sănătos, pentru că acum câțiva vreme în urmă, nici pe drum nu puteam merge, că loveam cu mașinile peturile alea care pocneau podurile, mai săreau și în părți și erau, producea repulsie, era o chestie. Deci, cu toate greutățile care sunt, și o să mai fie, că așa e problema, este un lucru foarte bun și m-aș adresa eu direct celor care au blocat strângerea gunoaielor astăzi, să facă de așa natură, să vină și să le ia. Toate problemele se rezolvă pe care amiabilă și în temeiul legii, domnilor, asta este adevărul, noi trebuie să trăim, suntem europeni, noi trebuie să trăim mai curat, mai civilizat. Și avem legi. Sigur, sunt cei care nu pot plăti. Asta depinde de consiliul local, vedem cum. Bun. Dar să recunoaștem că în comuna Alevez, ca și în alte comune, nu mai e ce a fost. Și e bine toți să sprijinim acest proiect ca să continue. Să nu se întâmple și în România, cum se întâmplă pe în Franța, că sau prin Italia, când fac greu de gunoiere, de când mai pun merge pe stradă. Noi nu vrem să ajungem. Noi suntem un popor mai civilizat, să le arătăm. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumim, stimați colegi. Declară ședința închisă. Salutare la toată lumea. Pas de bun. Mică, dacă doriți.